Ieri, în jurul orei 16, Poliția Municipiului Deva a fost sesizată telefonic de un reprezentant al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor Hunedoara, cu privire la faptul că un bărbat programat pentru susținerea examenului pentru redobândirea permisului de conducere categoria B a fost depistat în timpul examinării, folosind sisteme de transmitere comunicare audio-video în timp real. În consecință, în loc de permisul de conducere, bărbatul cu pricina s-a ales cu un dosar penal. Potrivit polițiștilor deplasați la fața locului, în cauză a fost identificat un bărbat de 49 de ani din orașul Petrila, care a declarat faptul că a folosit sistemele de comunicare pentru a promova examenul de redobândire a permisului categoria B, întrucât i-a fost anulat dreptul de a conduce vehicule ca urmare a săvârșirii infracțiunii de conducere a unui autovehicul, având dreptul de a conduce suspendat. Ca urmare a infracțiunii depistate de fals informatic, în loc de recuperarea permisului de conducere, bărbatul s-a ales cu un dosar penal întocmit de polițiștii Biroului de Investigații Criminale Deva.